Bine v-am regăsit, prieteni, vă anunț că se împute lumea. Și a apărut un nou jucător. Un jucător care a stat până acum cu coada între picioare, a răbdat foame. China. Chinezii, prin anii 60-70, răbdau atâta foame că se salutau cu ceva care să aibă legătură cu mâncarea. Ăștia nu ziceau bună ziua, sau bună seara, sau bună dimineața, nici gând. Am mâncat azi. Voi mânca azi. Dacă era așa un prieten, îi spuneai, vei mânca azi. Adică, fomiștii ăștia, dintr-o dată, își bagă coada în conflictul ăsta, mai mare sau mai mic, dintre Iran și Israel. Nu spun Israel și Iran, pentru că aici sunt niște chestiuni. Da? Dar prima dată va răștirea. Adică, vin chinezii ăștia care s-au obișnuit să fie foarte umili. Și atenție, o să vorbim într-o zi și despre stilul lor istoric de umilință strategică. Adică ei, în strategia lor identitară aproape, da, au mimat întotdeauna slugărnicia, inclusiv în fața Americii, în fața Europei. Este o mare filozofie de secol 20 a Chinei. Și este chiar filozofie pe care o regăsim în manualele lor de strategie militară, economică, socială, etc. Nu este glumă, nu fac bâză de ei, deși chinezăria e chinezărie. Bun? Și mergem la știre. Adică vine ministrul de externe, ăsta, Chinese-ul, și aplaudă atacul Iranului asupra Israelului, ci că zice, domnule, a fost un exercițiu de autoapărare. Un dobitoc. Și o să vă explic imediat de ce e un dobitoc. Mergem mai departe, dar îl citează pe Amir, așa, situația regională actuală este foarte sensibilă, iar Iranul este dispus să dea dovadă de reținere, nu are intenția de a escalada și mai mult situația. Imediat venim cu explicații, să vedeți de ce e tâmpit băiatul ăla de la chinez. Mergem mai departe și Zai, ca așa îl cheamă pe asta, Zai, a mai declarat că China este profund îngrijorată, fii atent, de actuala escaladare a tensiunilor regionale, iar conflictele și vărsările de sânge nu servesc interesele nimănui. Două argumente pentru care ministrul de externe chinez este un tâmpit. 1. Să-mi zici tu că ești profund îngrijorat de escaladarea tensiunilor regionale și să-mi zici tu că, vezi, Doamne, conflictele, vărsările de sânge nu servesc interesele nimănui, în timp ce tu aprovizionezi Rusia să omoare civili în Ucraina, înseamnă, tată, că ești bătut în cap cu o leocă de aia chinezească. Da? Ăsta este primul argument. Al doilea argument. Da? Venim și spălăm cadavrul Iranului. Îl luăm și îl pupăm în ghiul, că nu pot să spun altceva. Am gândit în mod evident altceva, ceva dorsal. Da? Când uiți să zici o lucru. Atunci când Israelul a lovit în Damasc consulatul, clădirea consulatului iranian, a lovit, bă, Israelul n-a spus nici da, nici nu, dar percepția generală este că Israelul a lovit. Bun. Clădirea a fost lovită pentru că acolo se afla Zahedi, generalul Muhammad Reza Zahedi. Care, cine era băiatul ăsta iranian? Gărzile revoluționare, patriotice, tâmpit, da? Era creierul, a fost creierul operațiunii Hamas din 7 octombrie anul trecut. Adică să nu-mi spui că există vreo țară care nu l-ar fi căutat pe ăsta să-l radă tot, încă a murit de moarte bună. I-a explodat aia în cap și gata, a murit. Nu, tată, păi alții l-ar fi luat, l-ar fi fiert în ulei de la de mașină, l-ar fi dat cu meseleul, cu miere de albină, l-ar fi lăsat în pădure, adică să simtă și el ce au simțit rudele celor care și-au numărat morții. Da? Și China nu spune despre asta nimic. Adică încet, încet se face un fel de axă Teheran-Peking-Moscova. Este axa răului. Și aici trebuie să vedem o premieră. China pare să renunțe la soft power. China întotdeauna, v-am spus, a mers cu umilința aia, că noi suntem flămânzi, noi suntem proști. Bine, nu erau departe de adevăr, și proști și flămânzi. Da? Și au doctrina aia prin care știu foarte repede să se supună. Și o să vă dau un exemplu din istorie. Partidul Comunist Chinez a făcut exact ca prostia românească, 1821. Primul congres a avut 12 oameni. S-au întâlnit 12 bețivi acolo și au zis să facem Partidul Comunist. Da? În 1949,
ca să înțelegeți, în 1949, când după război civil, Mao, nebunii, da? Erau 53 de membri de Partid Comunist Chinez în toată China aia de miliard. Dar, pentru că au pus bâta pe ei, tot s-au făcut acum, în 2-3 ani, au ajuns cel mai mare partid comunist din lume. De la 53 de membri. Adică, băieții, știi, în interior au fost biri. Au omorât milioane și milioane de cetățeni. Partidul Comunist a venit și i-a ras pe toți. Acum, Partidul Comunist, de la Marele Salt înainte, ăla lui Zedong, bun, a înțeles că, bă, băiatule, trebuie să le dau la ăștia de mâncare. Există o vorbă în lume, domnule, foamete adevărată va veni când chinezii nu vor mai mânca orezul cu bețișoarele, ci cu lingura. Și atunci ai bai. Încet, încet, ei au avut creștere economică. Băi, 7-8-9% timp de 40 de ani. Dar atenție, e ca ăla care are de la un leu la un leu și 10 bani. Are creștere de 10%. Și au ajuns. Și au făcut tot felul de blocuri cu LED-uri, cu zgârie, nori. Când e vorba de arătat, arată pentru exterior numai zgârie aia nori. Oricine poate să facă acum zgârie nori. Nici nu mai este la modă să faci un zgârie nori. Înțelegi? Dar au schimbat încet, încet percepția sărăcimii mondiale asupra Chinei. Și ei nu înțeleg o dilemă. Bă, tu ce faci? Tu ești cea mai mare fabrică a lumii. Asta ești. Da, ai mâncat de 2 dolari pe zi, acum ai ajuns la 20, e ok să fii sănătos. Eu neamțul, eu românul, eu francezul, eu americanul, nu mai am chef să fac șuruburi. Noi facem altceva. Și atunci ți-am dat ție, ți-am făcut fabrici, acolo să muncească aia, sclaveții tăi. Înțelegi? Păi în momentul în care eu nu mai cumpăr șuruburi chinezești, ăla nu mai cumpără piese de nu știu care chinezești, China se întoarce înapoi înainte de anii 80. În anii 80 au început Marele Salt înainte, da, când au preluat metode de management european, euroatlantic, practic, și au dezvoltat că puteau dezvolta. Și ei mai au un gând. Există în filozofia politică chineză, dar politica Partidului Comunist Chinez. Încă din 1949, de când s-o ranforsa chinezii și au pus bâta pe toți, de acolo din interior, se numește Maratonul de 100 de ani. Filsbury are o carte meseriașă, și în românește s-a tradus, Maratonul de 100 de ani. Adică ea și-a propus că din 1949 până în 2049 noi trebuie să întrecem America. Și fac tot posibilul, inclusiv Tiananmen, dacă e cazul, mai omoară încă câteva milioane, dacă e cazul, n-am nicio problemă, numai ca să meargă Partidul Comunist și să meargă la tot ce înseamnă simbolistica asta a întâietății. Și o să vedeți că începe acum cu niște actorași de ăștia Spanish Cocker africani. Că și am încă o dată la 2 zile, vinerea și marța. Înțelegi? Și ți arăt o știre din sport, și așa-s meciuri acolo pe Prima News, Blad Jenan, trei alergători africani i-au permis campionului chinez să câștige semimaratonul la Peking ca să nu strice petrecerea autorităților comuniste. Ca să vedeți că sunt detâmpiți. Ăștia chiar cred, adică e modelul ăla nord-corean, știi? Ăștia săraci nord-coreenii au văzut numai, nu știu, trenurile alea care erau la campionatul mondial de fotbal, dar acolo în presa nord-coreană s-a scris că, băi, am câștigat campionatul mondial de fotbal. Adică, sunt așa într-o bulă. Într-o bulă care rimează cu tot ce știu eu mai frumos să vorbesc despre comuniști. Înțelegeți? Ăștia sunt. Nu poți pur și simplu să vorbești despre ei și aici ar trebui să înțeleagă și ei care zic, vai, dar China, domnule, dar China se dezvoltă. Nu se dezvoltă, băiete, că n-ai putea să trăiești în China. Pur și simplu. Dar pur și simplu n-ai putea să trăiești. Sau ai putea să trăiești dacă lași capul, dacă aplauzi Partidul Comunist, etc., etc. Bun. Adică începe să joace la faza asta cu Iranul, China renunță încet încet la soft power și se aliniază practic acele axe de care v-am spus, Teheran, Peking, Moscova. Bun. De fapt, pentru Moscova și pentru Peking, Rusia și China,
ăsta, Iranul, este prostul perfect. E prostul satului. E un fel de turnesol. Turnesolul perfect. Adică să vedem ce se întâmplă dacă prin tot felul de proxy sau direct fac deranj în Orientul Mijlociu. De ce interesează asta? Orientul Mijlociu e împărțit în două. Există Iranul și diverse proxy-uri, Hezbollah, Houthi și tot felul de idioți, mai mult sau mai puțin teroriști, dar mai mult, da? Și țările celelalte arabe, care au înțeles într-un fel sau altul că trebuie să alinieze la valorile moderne. Sigur că nu o să găsești acolo democrația din Franța, nu o să găsești în Arabia Saudită, dar cumva sunt de partea euroatlantiștilor. Și atunci, un deranj cu Israelul, principalul partener al Americii de acolo, este esențial pentru China și pentru Rusia. Deranj. Și după aia, dacă se pun conservele altfel în cămara aia geopolitică, pentru ei este perfect. Da? Și vă arăt aici un comentariu foarte bun de la profesorul Naumescu. Axa Rusia, Iran, China, Coreea de Nord poate ataca simultan în Europa de Est, Israel, Taiwan și Coreea de Sud. SUA pot ține doar două fronturi, Israel și Taiwan. Asta este, hai să zicem așa, ideea maximală a unui conflict. Adică este ce poate fi mai rău în lume. Însă, mai devreme sau mai târziu, lucrurile astea se vor întâmpla. Poate nu simultan, că asta ne-ar salva. Dar, dacă ați observat, după ce Nancy Pelosi a mers, americanca, a plecat în Taiwan, a sărit imediat China. Domnule, de ce vă băgați în treburile interne ale Chinei? Ca și cum Taiwanul ar fi parte a Chinei, în capul lor este. Dar de ce? Și aici trebuie să mergi iar în istorie. Ăștia s-au bătut ca orbi. Prin 40 și înainte de 40, da? Era partidul ăla comunist care vrea numai scandal, scandal, scandal. După 49, dă-i să meargă acolo cu război civil, cu tot ce au avut, și s-au bătut cu taiwanezii. Taiwanezii aveau un partid naționalist, Kuomintang. Da? S-au bătut și e adevărat că partidul ăla Kuomintang la un moment dat omorâse, pur și simplu, erau, fiecare era cuțitul la el, 4 din 5 comuniști chinezi era eject, tat din viață. Da? Bun, au pierdut, s-au dus în Taiwan, au făcut ce au putut și au făcut o țară mult mai performantă decât China. Pentru că acolo este și democrație și este democrația pentru toată lumea, nu pentru, doar pentru membrii partidului. Bun. Și ați văzut că automat a reacționat China ca și cum, domnule, ce s-a întâmplat, de ce veniți în China fără să ne anunțați? Ați mers pe insula aia, aia de fapt este a Chinei. Și, zice foarte bine Naumescu, scenariul ăsta ne privește direct pentru că în momentul în care dictaturile orientale vor declanșa confruntarea, se apropie și va veni mai devreme sau mai târziu. România trebuie să se trezească urgent, să-și înceapă echiparea militară, pentru că în acest moment nu este pregătită să se apere. Avem deja două agresiuni începute, Rusia împotriva Ucrainei, Iran împotriva Israelului, iar acestea vin pe fondul problemelor interne ale Occidentului. În Europa, și aici de băga la cap, mișcările de stânga rămase fără electoratul muncitoresc din secolul trecut au devenit antisemite în încercarea de a capta voturile migranților musulmani, ceea ce complică problema. Pe acest fond, Iranul a trecut o linie roșie și a atacat direct Israelul, iar acum întreaga lume așteaptă să vadă cum se va încheia afacerea asta. Adică, dacă observați în Franța, deja trebuie să vorbești cu lacăt la gură, Doamne ferește să spui ceva de muslim, că imediat îți sar în cap toate organizațiile astea lupește prăjit, dar Asociația pentru Prevenirea Avortului la Fluturi sau Asociația pentru erecția fluturilor municipali. Tăteți de stânga. Da? Pentru că muncitorimea, ca să explicăm chestia asta, muncitorimea de secol 20 nu mai este muncitorimea da, care stătea la șaibă, plină de ulei, care urla împotriva patronului că jefuiește. Nu, nu. Muncitorimea aia de pe vremuri a căpătat valențe antreprenoriale. Antreprenoriatul te îndepărtează de stânga. Și atunci ăștia stângoizii, da, au rămas fără obiectul muncii. Și au început, ba, să meargă să-i pupe în ghiul, în ghiul am zis, da? Deși am gândit altfel. Pe tot felul de deștea de la marginea lumii. Nu o să-i numesc, că-mi sar în cap. Ok? Adică
tot ăia care nu făceau parte din majoritate au fost luați de stânga. Evident, și ăștia alți, cum te atingi de un musulman, mă rog, că a făcut o prostie, nu că te atingi că e musulman, că trebuie să fii nebun pentru asta, automat îți vin stângoizii. Și vă dau exemplu de la Arras, când acel profesor a fost decapitat de doi musulmani în Cecenia, care trebuiau expulzați de 2 ani de zile. Dar ce să vezi, să le apărăm drepturile, că și ei sunt oameni, că au dreptul, că nu știu cum. Da, și poliția și autorității, în loc să tragă un șut în gură ăstora care tot se arată pe asfalt și se pun pe asfalt să tăvălesc pe acolo, dar au ținut cont. Dată judecată, procesele, birocrația, toate porcăriile europene, ei bine, profesorul ăla a sfârșit decapitat și dobitocii stau în pușcărie, primesc 3 mese pe zi, liniștiți, băi ce vin din Franța în pușcărie, nu-i așa? Da. Bun. La fel se întâmplă acum în America. Dacă ai observat Biden, cumva e destul de rezervat în a vorbi despre Israel, că ar trebui să contraatace sau să nu contraatace. Să fie rezervat. De ce? Pentru că există o comunitate musulmană foarte importantă, Michigan, de exemplu, da, în statele americane, și aia votează de obicei cu democrații. Și atunci, ca să nu piardă voturile, o dă pe sub cireș. Dansul tâmpit, dansul nupțial electoral. Mă duc mai departe. Ok? Și zice profesor Naumescu, Rusia și China, care privesc cu foarte mult interes ce se întâmplă în acest conflict, vor dori să vadă dacă Israelul va răspunde, cu ce forță va răspunde și cine va avea ultimul cuvânt în acest conflict. Pentru că dacă Israelul, deși n-ar trebui, nimeni nu ar trebui să facă apel la violență. Nici eu nu fac apel la violență. Da, dacă Israelul nu va răspunde, este o premieră să fie atacat, o premieră după decenii, da? Să fie atacat de Iran. Dacă nu va răspunde, înseamnă că echilibrul de forțe acolo poate fi contaminat. Și atunci, prezența Rusiei, prezența Chinei, prezența Iranului, toate astea se vor intensifica. Bun, bun. Eu am primit de la Arie Barbiro, primesc mesaje ce se întâmplă în Israel cam în timp real. Și unul dintre ele o să vi-l arăt. Da? Înăsprirea alianței Rusia-Iran și sistemele de apărare care pot face dificil atacul Israelului. Cooperarea dintre Moscova și Teheran s-a adâncit în timpul războiului din Ucraina, iar în această săptămână alianța strânsă s-a exprimat și în sprijinul pe care Rusia l-a acordat atacului iranian asupra Israelului. Kremlinul ar putea livra în curând Teheranului avioane de luptă moderne și în special sisteme noi de apărare aeriană. Între timp, în Iran îi așteaptă răspunsul din Israel. Ăsta este un comentariu al lui Yair Naot și Lior Ben-Ari, publicat la astăzi la amiază. Ca să înțelegeți că lucrurile sunt în mișcare și ar trebui să ne privească pe toți. Pentru că lumea euroatlantică este, de fapt, vizată. Da? Rusia cu tâmpenile ei, cu o Rusie de la Vladivostok până la Lisabona, Iranul cu autocapacitarea de a fi liderul regional și de a pune cu botul pe labe pe ceilalți, vorbind de suniți, de țările arabe, da? Și China ca să-și găsească ritmul pentru acel maraton de 100 de ani de care v-am povestit, până în 2049 să fie buricul universului. Bun, bun. Numai că sunt complicații care ar trebui să ne dea de gândit acum. Da, acum, în momentele astea. Ați văzut bătăliile acerbe care se dau acum în Ucraina la Chasiv Air sau ceva în genul ăsta, nu țin minte orașul, și ăștia au niște nume încurcate, eu nu le pot ține minte, ucrainienii, dar se dă o bătălie extrem de importantă. Dacă rușii sparg frontul acolo, se pot apropia de tot ce înseamnă coloana vertebrală a apărării ucrainene. Ce înseamnă asta? Mă duc iar la profesorul Naumescu, care zice niște chestii. Băieți, dacă pică Ucraina, Moldova este într-un mare pericol. Dacă Ucraina nu cedează anul ăsta, perspectivele de a câștiga pe termen lung războiul sunt relativ bune. Trebuie să reziste anul ăsta.
Nici capacitatea Rusiei de a rezista nu este infinită. Probabil mai trebuie 1, 2, maximum 3 ani de rezistat până la prăbușirea acestui monstru rusesc. Deci asta e partea pozitivă, optimistă. Mă duc mai departe, la cealaltă parte. Dacă se întâmplă însă ca Ucraina să cedeze anul ăsta, ar fi foarte rău. Pentru că e clar că prima țintă va fi Republica Moldova. N-avem nicio îndoială. Cred că va fi o chestiune de zile sau de ore până când ar ajunge din sudul Ucrainei, cel puțin în Transnistria, dacă nu în întreaga Republica Moldova. E vorba de ruși. Deci aici structura de rezistență, elementul cheie pentru noi, este Odessa, rezistența Odesei. Dacă Odessa rezistă, Republica Moldova este în siguranță. Dacă Odessa pică, Republica Moldova este într-un mare pericol. Ca să înțelegeți. Adică toate legăturile astea sunt de fapt un fel de, e ca și cum ai avea în mână un ghem de sfoară, dar la fiecare 2 centimetri avea cât un nod. Și după aia înoda totul, n-a desfătut porcăria asta geopolitică. Bun. Și la noi, evident, suntem și noi urmăriți de unde. A ieșit la iveală documentul ăla din CSAT. Un document extrem de important pentru că ne arată pentru prima dată ce se întâmplă cu spionii ăștia lupește prăjit pe care nu poate să-i belească nimeni pentru că iară drepturile omului, l-ai prins, l-ai belit și gata. Dă-l acolo, aruncă-l într-un cătun și zilele aia că au venit rușii. Și după aia lasă-i, vezi tu ce se întâmplă. Dacă îi rămâne un fir de păr, trimite-l dracului în analiză să-i vadă ADN-ul. Ok? Pentru că spionajul rusesc n-a murit-o. Niciodată n-a murit, nici măcar pe timpul lui Ceaușescu. Da? Și acum sunt extrem de interesat ce se întâmplă aici. Și vedeți imediat, de pe news.ro, este raport de la CSAT, da? Creșterea numărului incidentelor militare, atenție, atacuri cibernetice de desorginte rusă, posibilitatea infiltrării serviciilor secrete ruse în rândul refugiaților ucrainieni, printre riscurile determinate de continuarea conflictului Rusia-Ucraina. Și m-am uitat pe tot raportul ăsta și am văzut ceva care mi-a atras atenția. Ia uite aici. Printre riscuri, subminarea prin dezinformare și propagandă a încrederii românilor în armată și aliați, în factorul decizional și în capacitatea instituției militare naționale de a-și îndeplini misiunile prin derularea unor acțiuni asociate agresiunilor informaționale. Ce se întâmplă? I-ați văzut pe Facebook, i-ați văzut pe YouTube, la un moment dat, un dobitoc, care spune și gazetar, da? Îl făcea pe ministrul apărării din România, Goebbels, nazist. Exact în momentul în care rușii, da, atacau Ucraina, ci că acolo erau naziști. Numai că nu a fost o invitație, știți, avem și noi naziști. Da, când omul e prost. E prost. Da? Acum, pe Facebook, pe rețelele sociale, sunt o grămadă de idioți, mai mult sau mai puțin utili, mai mult sau mai puțin conștienți că sunt idioți, mulți troli, da? Care vin să spună, domnule, da, armata română, dar ce dracu e armata română? Hai mă, lasă-mă, ce mă ciucă, ce mă ăsta la altă. Atenție, armata română are deficiențe. E adevărat, comunicarea n-a fost cea mai fericită. E adevărat, discreția asta e enervată, adică să nu sărim în partea alaltă că suntem perfecți. Însă, să vii că, vai că mă duce cu arcanul la oaste, vai ce o să-mi facă, că o să mă ia de lângă copii și de lângă nevastă și o să-mi facă praf libido, că mă trimite pe front. Astea sunt toate niște narațiuni rusești, care vin cumva doar ca să pună stăpânire, spaima, sau cel puțin să se deruleze, să se rostogolească spaima asta în rândul oamenilor și de aici până la neîncrederea în armată, neîncrederea în instituții, în servicii, etc., să fie, cum să zic, oblă. Da? Că rusul asta știe să facă. Să bage spaimă și întotdeauna găsește niște prostalăi care să ducă spaima mai departe. Trebuie să intru în pauză? Deja trebuia? Bă, și în ce-mi plac mie pauzele. Băgați publicitate. Precum vă spuneam, adică încercările astea de destabilizare, ba prin hibrid, ba prin, inclusiv prin acțiuni concrete sau acțiuni ale proștilor de aici, pentru că sunt mulți proști în Europa, în lume, și la noi sunt proști. Da? Cei mai mulți în Rusia, în Iran și în China, v-am spus. Da? Se vor înmulți. Și vă arăt, da, știrea pe care ați văzut-o, sper toți, și am băgat-o la căpățână, da?
drone suspecte deasupra bazei militare de la Cogălnicianu, în apropierea aeroportului. Erau probabil de tip comercial, evident s-a implicat rapid parchetul militar. O să ziceți, domnule, dai drone. Să nu aveți impresia că cei care își cumpără drone, da, te duci și dai 1000 de euro pe dronă să-ți filmezi nevasta de sus. Sau mai știu eu ce să-ți filmez. Ăla știe foarte clar că nu-și cumpără dronă orice pițifelnic. Înțelegi? Adică știe foarte bine că e amendabil, nu poți să urci drona unde vrei tu, așa s-o ridici pe la un aeroport militar. Băi, nu cred că e cineva atât de inconștient. Poate fi atât de inconștient făcând serviciu Rusiei, de exemplu. Eu acolo mă gândesc. Sigur, asta nu înseamnă că am dreptate, să nu înțelegeți greșit. Dar gândul meu acolo merge. Și sunt convins că gândul multor oameni cam într-acolo s-a îndreptat în momentul în care ai auzit de dronele alea. Mai ales că, încet, încet, România se implică acolo unde trebuie, într-adevăr, să fie implicată. De partea bună a emisferei ăsteia geopolitice. Adică, trimitem împreună cu alte țări, da, soldați ca să protejeze navele lovite sau mai știu eu ce încercări de răpire, da? Cine le face? Niște teroriști, Huti. Teroriștii Huti. Ei spun rebelii Huti. Nu sunt rebeli, sunt niște teroriști. Sunt în vestul Yemenului, au făcut praf și pulbere totul, nu-i suportă nimeni, toată lumea încearcă să-i radă, da? Îi sprijină Iranul, așa cum Iranul sprijină și Hezbollah-ul, sprijină și Hamas-ul, sprijină orice seamănă moarte. De asta Iranul este cumva inclusiv de țările despre care ai putea crede că sunt totuși mai împrietenite prin cultură, prin tradiție, prin istorie, prin asta, și alea îl resping. Iranul este un monstru religios care va trebui într-o zi sau alta să fie pus cu botul pe labe. La fel ca Rusia. Mă înțelegeți. Bun. Și mergem la politică internă. Aici ar trebui să ne dea lacrimile și să spunem niște rugăciuni că l-am văzut pe doctorul Cârstoiu, care a ajuns, schimbă, drag, așa, schimbă burtiera, să vadă toată lumea. A ajuns slugă la dârlogă. Înțelegi? Adică, bă, e pentru prima dată când mi-e milă de un candidat PSD. Eu nu-s cu PSD, eu nu-s cu stânga, nu-s cu... N-am eu treaba mea. Da? Asta nu înseamnă că dacă vine dreapta și face porcării, nu ia șuturi în gură. Atât că poate lua de la un gazetar, de la un alegător. Da? Da, eu bănuiesc, mi-am pus întrebarea asta, mă, nu cumva are prea multă școală pentru PSD doctorul Cârstoiu? Mă întreb, că nu interzis să te întrebi în țara asta. Adică, pentru prima dată v-am spus, mi-e milă de un candidat PSD. Am auzit astăzi, vorbeau ăștia, dădeau din interiorul ședințelor de aseară. Aici era Ciolacu, aici era săracul Cârstoiu, nu știu dacă mai zâmbea, aici era Ciucă, mai erau de la PNL PSD și se uitau toți consternați la sondaje. Bă, nu mai urcă al nostru. Păi, ce să facem? PSD-ul ar susține pe Piedone. Că dacă te uiți la conducerea PSD, sunt destul de compatibili ca formație culturală, ca școlarizare, ca etc., performanțe școlare, așa mai departe. Însă PNL-ul a zis, bă, în momentul în care faceți voi chestia asta, ori ne punem candidat propriu, ori, spun sursele, îl sprijinim pe Nicu Șordan. Greu, după ce o vin Rareș Bogdan și o scos iară copada de pe un, aia cu care taie pensiile în 30 de zile, din 3 în 30 de zile, da? Probabil și-ar fi băgat candidat comun. Foarte greu. Și atunci, zic sursele, și am auzit-o asta, cred că la Liliana Ruse de la Digi, s-a ridicat, cum îl cheamă pe ăsta de la PSD? Ciolacu, covrigar de Buzău. Și în față, aici era Cârstoiu, doctorul, aici erau ăștia de la PNR. Băi, știți cum accept chestia asta? Dacă ziceți voi și vi-l asumați voi, ziceți că e penelist. Tu dai seama să zici, tu, covrigar de Buzău, ăsta la doctor, ai tot tras, că presupun că ai tras de el ca să candideze. Și ăsta și-o dorit, că a fost fraier. Da? Și acum zici, băi, nu trebuie gunoiul la mine, luați-l voi. Da? Adică, susțineți-l voi, peneliștii, ca să mă faceți de rahat în București. Foarte greu.
Mai ales că ai văzut atunci când s-a lansat. Sunt foarte răcit, am un gât cât buca. Trebuie să beau apă. Da? Când s-a lansat domnul Cârstoiu, cine a urcat pe scenă? Negoiță. Doamna Firea. Păi ăștia nu erau penerici, bă, erau de la voi, de acolo, din cătunul vostru de socialiști. Înțelegi? Dar acum nu mai știu cum să scape de el. Se spune că săptămâna viitoare el se va... O să mor. Pe scenă, ca Hamlet. Glumesc. Sursele spun că se va retrage săptămâna viitoare. El. Că, bă, v-a tot zis, bă, dar nu m-a sprijinit deloc. Adică, voi cu cine țineți? Cu care urs? Lucru care s-a mai întâmplat, dacă vă amintiți, când PSD-ul l-a trimis la Primăria Capitale pe Cristi Diaconescu. Nu l-au ajutat deloc, l-au lăsat undeva pe locul 3 și l-au sprijinit pe Oprescu. Acum jocul s-ar putea să fie în felul următor. Îl lăsăm pe Cârstoiu, se retrage, nu se retrage. Dacă nu se retrage, nu sprijinim, dar îl obligăm pe ăsta, pe Piedone, să fie ori candidat independent, ori îl sprijinim ca să ducă PPUSL-ul cumva la un scor confortabil. Și să jucăm și noi meciul pe care Băsescu l-a jucat odată cu Voiculescu, Voiculescu ăla de la Antene, adică făcând soluția imorală. Sunt o grămadă de ecuații pe care le joacă acum. Le joacă în detrimentul tuturor. Adică, bă, fără supărare. Acum am o școală pe bune, n-am făcut-o pe ouă și pe găini, n-am dus șpagă la profesor să mă treacă, dar să aibă capitala țării mele un semi-analfabet ca Piedone, care de-abia au trecut clasa, cu 5, cu 5-22, care din clasa 10-a o părăsi școala și o reluat-o după 13 ani, cu 5 la bacalaureat, cu... bă, e jenant. Adică, bă, bucureștenilor, bă, treaba voastră. Eu, clujanul, o să râd încă 4 ani. De voi, de bucureșteni. Și o să vină ăsta să mânce, să mă dea parizer, să mă dea nu știu ce, să mânce brânză cu voi pe trotuare. Asta este. O să vină probabil investitor străin și o să-l vadă pe el acolo. Da, cum vine să-l cu șapca aia de docher londonez. Cum vine să vorbească în limba pe care o știe el. Are undeva câte 300 de cuvinte are în lexic, deci pipica ca papa poate să spună. Piramida lui Maslow, acolo jos, 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 jos. Îți ciudați. Îți ciudați. Dar și liberalii săracii, acum zic că rup înțelegerea cu PSD-ul. Zic surse. Surse. Da? Am văzut-o pe știri pe surse. Și vă dau. Da? Știri pe surse, Lucian Negrea o dă, se rupe lanțul de iubire, o vedea cum. Dar și liberalii săracii s-o trezesc când a murit. Știu, mai dat de două ori așa și gata. A fost Partidul Liberal. A fost ora 12. Sau centimetru. Atâta știu. E ca și cum l-ar fi vândut pe Brătianu, cadavrul lui Brătianu, îl ar fi vândut, l-ar fi împăiat frumos acolo, l-ar fi făcut pe Brătianu așa cum așa, l-ar fi vândut lui Petru Groza. Atâta pot. Pentru că ei nu mai sunt liberali de mult, din păcate. Liberali erau pe vremea lui Patriciu, uite un liberal, Rusu, Horea Rusu, Câmpeanu, în rest s-au cam gătat cu liberalismul. Gata. Sigur, rămâne PNL-ul ca un partid istoric, fosta elele și-a murit, așa cum a fost și PNC-ul, l-ați văzut acum pe Petrina cu PNC-ul și l-ați văzut pe ăla micul capul mare, pe Aurelian Pavelescu, era să zic Andreescu, doamne iartă-mă. Da? Adică s-au rupt. Așa se întâmplă și cu PNL-ul. Dacă, evident, peneliștii nu recur la ultima formulă aia de onoare prin care spun, bă, stai un pic, eu mă consider de dreapta, tu ești de stânga. Păi nu pot să încalci în picioare toate principiile mele doar pentru că suntem în coaliție, am lăsat ca tu să fii prim-ministru, am făcut praf, protocol cu USR, mi-am dat afară premierul pe Câțu. Adică am făcut sluj total, Spanish Cocker, ca un pechinez acolo în fața ușii, dar am stat și am lătrat în fața propriului nostru sediu, ca să vă facem vouă loc. Bun, și acum ai contaminat și pe ai noștri. Până acum vreo două luni, băi, ăștia de la PNL ziceau, domnule, gata, nu vă atingeți de cota unică. Acum vine popa Boloș, care să știi că nu-i foarte popă.
Că ăștia de la Oradea am tot trimis mesaje, domnule, vezi de ăsta. Vezi că nu-i... își pune el cruce aici, știi, după imnul ăsta preos cu crucea în frunte. Nu-i chiar așa, că tipul e de un zvâc. Sunt oameni care au suferit prin instituțiile în care au trecut, prin care au trecut ăsta. Înțelegi? Și vine acum și anunță jihadul. Dom'le, cota unică nu se mai vorbește despre ea, nu se mai vorbește ca despre o linie roșie, încet, încet ne obișnuiesc ăștia, ci că, dom'le, cu progresivul. Și-o veni Marceluș din Buzău să ne spună și de deduceri. Știți ce înseamnă deduceri? Eu am venit acum cu mașina la serviciu. În mod normal, statul trebuie să ne accepte deducerea benzinei, costului benzinei până aici. Undeva la 1000 de lei pe lună mă costă pe mine doar să vin, să plec, da, de la serviciu și la serviciu. 1000 de lei pe lună. Cu chitanță, frumos, s-a arătat. Uite, tata, am venit la serviciu. După aia, m-am dus să-mi fac dantura. Nu li se știe niciun dinte. De ce? Apar la televizor, îmi pare rău, îmi deduci chestia asta. Franța. O pereche la 2 ani. Eu mi-am făcut ochelari în Franța, pe deduceri, frumos, m-am dus acolo, da, ai dreptul la chestia asta. Adică îmi deduci toate cheltuielile și după aceea ce îmi rămâne ca profit. Sigur că da, plătim progresiv. Așa este în Olanda, așa este în Franța, așa e în toate țările civilizate. Dar fiscul nu este pregătit pentru asta. Nu pentru că nu-s pregătiți oamenii. Că oamenii ai să zicem, da, domnule, dacă am muncit până acum, poate o să fie mai ușor dacă avem un sistem. N-avem sistemul informatic. Și dacă ai mers vreodată la fisc, ai văzut, da, cum stau acolo cu munții de dosare. Pentru că sistemul informatic a fost dat oarecui. Lui Sebastian Ghiță. O grămadă de sisteme informatice din România. Oare cine le-a dat lui Ghiță, la care acum a plecat, mă rog, plecat de frica pușcăriei la Belgrad? Nu tot PSD-ul? Ba da. Și atunci despre ce vorbim? Înțelegi? Aici poate să fie șmecheria, în care vin și pentru prostimea asta multă, care stă săraca pe salariu minim și stă privind în zare spre liberare, primesc din doftana cu drăna, moarte patronilor, moarte nu știu care, da? Băi, se vor simți răcoriți. Numai că, prin tot felul de mișcări de genul ăsta, hai să mărim salariul minim, să mărim salariul minim, că de acolo jumătate intră la noi. Adică jumătate intră la ăla care se bucură printre 120 de lei și jumătate intră la statul român, care zice, băi, ia mai fraierit toată. Numai că în momentul în care tu aduci salariul minim și îl tot crești, s-ar putea să vină omul de afaceri să spună, bă, nu mai am bani. Bă, băieți, sunteți 10, 2 trebuie să plece. 2 trebuie să plece înseamnă 2 familii. Înseamnă în medie 4 copii. Da, ajungi acasă și spui, băi, s-o mări salariul minim, mama lui de salariu minim. Și? S-a mărit salariul? Nu. M-a dat afară că nu. În loc de 10 muncitori, mai poate suporta doar 8. Și 2 pleacă, nu-i așa, la ajutor de șomaj. Deci n-ai făcut nimic, statule, pentru că ești idiot, așa te-ai născut tu, statul român. Statul român s-a născut într-o idioțenie totală. Și în loc să ne spunem adevărul, dăm numele marilor idioți, bulevardelor, școlilor. Știi cum a început statul român? Bă, a avut o speranță senzațională. Ca în 89. A venit Cuza. Și Cuza a început cu reforma agrară, cumva să luăm evul mediu ăla românesc, să-l transformăm în ceva cât mai aproape de Occident. Și când a văzut Brătianu, da, da, boul lui tată, s-o, înțelegi? Aoleo, tată, fii atent că ăsta vrea să facă reforme și noi, boierii, care nu plătim impozii, nu plătim nimic, să muncească populimea copulativă română. Brătianu a făcut alianță cu cei mai mari dușmani ai lui, da? S-au unit liberal cu conservatori, ca să-l dea jos pe Cuza, să nu reușească reformele. Se întâmplă la fel și acum. Adică ai da jos un guvern care cât de cât mișca, și aici vorbesc de guvernul condus de Cioloș, că nu a fost guvernul Cioloș, a fost un guvern cumva destul de performant, adică pe zona euro, de exemplu, din 4 criterii, noi aveam 3 rezolvate. Mai trebuia și statul de drept, dar a venit tovarășul Dragnea, a făcut praf statul de drept și s-a dus dracului totul, așa cum se duce orice în țara asta minunată, grădina Maicii Domnului care se duce la dracu. No.
ca să mă leg un pic și de ăia care sunt evlavioși, pravoslavnici și tremură și își fac cruce cu limba de câte ori trece troleul prin fața bisericii. Bun? Bun. Ăștia sunt. Ăștia sunt. Și acum a plecat în Qatar. Ciolacu a plecat în Qatar. Și a fost o chestie foarte faină la Dragoș Damian, de la terapia, care zice, domnule, data viitoare când mai mergi în Qatar, ia cu tine și șefii celor mai mari 10 fabrici din România. Pentru că, și dă exemplu Germaniei. Ia uite aici. Scholz a plecat în China cu șefii celor mai mari corporații nemțești, crema industriei germane și internaționale. S-a dus acolo știind că nu poate opri importurile de produse ieftine chinezești, dar încercând la schimb să crească exporturile anumitor sectoare industriale germane către China. Când a fost în România, la energia din România, dar nu cred că noi am cerut la schimb, de exemplu, să creștem exporturile de mobilă către Germania. Anos s-a dus cu tot felul de papagali din politică. Da. Dă-i să vezi. Atâta vreme cât diplomația economică a României nu există și nu se focusează pe intensificarea relațiilor de export, România va rămâne o țară îndatorată, cu deficite complicate, bugetare, de cont curent și de balanță comercială. Atâta vreme cât deficitul de balanță comercială este de 10% din PIB, România nu își va plăti niciodată datoriile. Atâta vreme cât în delegațiile oficiale ale Guvernului României nu se află și șef de fabrici de mobilă, de mâncare, de electrocasnice, de medicamente, de materiale de construcție, de încălțăminte sau altele, România va rămâne la coada clasamentelor economice și nu va avea un cuvânt de spus în noua ordine mondială. Dar de unde să pricep tată chestia asta când toată viața ai făcut covrigi? Când încă lumea se întreabă unde ți-e diploma de bacalaureat? Și atenție, nu spun asta cu răutate. Chiar vreau să știu unde e diploma de bacalaureat. Atâta tot. Că s-ar putea să o aibă. Nu zic nu, nu fac procese de intenție. Dar bă, vino și tranșează odată chestia asta, că îl văd pe Piedone la București. Vai de mama lui. Bacalaureat luat la 32 de ani. Despre tine, prim-ministru, se vorbește. E adevărat. Nu pot să spun că știu. Se aruncă suspiciunea că n-ai avea diploma de bacalaureat. Bă, tată, cum dracu v-ați adunat toți, bă? Păi, dar ne luăm cu atrafusele și plecăm toți ăștia cu școală din țară și rămâneți voi. Bine, prima dată ne vindem casele fraierilor care vor să le cumpere. Dar haideți, bă, în România, rândina Maicii Domnului, hai, când merg la crâșmă numai cu Sfântul Petru merg. Acolo îl găsește Iisus Hristos, dar la nu stă de vorbă cu tine că e mândru acum, da? Și dacă urci pe dealul ăla așa că să țin ținim, îl vezi și pe Dumnezeu, stă, fumează, se uită la români, bă, ce fain, ce deștept, ce arnici, extraordinar popor. Da, bă, aleg ăștia, bă, foarte inteligență. Da, pe o gură de rai, pe un... Înțelegi? Cam asta e. Adică, ziceți, bă, și voi, ce noți ați avut la școală, cu care profesor te-ai înțeles, la ce materie erai bun? Că acum să vedem toți proștii că vin la guvernare, la primării, la chestia asta, parcă avem un sentiment de ăla prin care, cum să zic, se duce dracul libido identitar, bă. Îți dai seama să... Doamne ferește, să fii din București, să mergi în Berlin. Și te întrebe Hans, prietenul tău care a plecat din Sibiu. Nu, mă, cum e pe acolo? Prima întrebare, aveți apă caldă. Și după aceea, și zici, cum e cu alegerile? Și zici, avem un primar beton, șapcă de docher, da? 300 de cuvinte lexic și bacalaureatul la 32 de ani. O poezie în România. Rima e cam de... Vă spun data viitoare că vreau să spun rima la călcat cu L. Doamne ferește ce era să gândesc. Disponibil pe primaplay.ro.